Mai mulți pensionari nemulțumiți de cuantumul drepturilor de pensii au dat în judecată Casa Județeană de Pensii Cluj. Peste 150 de procese au fost câștigate de către aceștia. În prima jumătate a acestui an, Casa Județeană de Pensii Cluj a pierdut 153 de procese din totalul de 217 potrivit datelor furnizate de instituție. Deși numărul proceselor finalizate anul acesta e mai mic decât în alți ani, cheltuielile instituției au crescut cu câteva mii de lei. În 2009, Casa Județeană de Pensii Cluj a cheltuit 84.264 de lei pentru a se judeca cu pensionarii clujeni, iar anul acesta cheltuielile de judecată s-au ridicat la 90.135 de lei, potrivit citynews.ro. Adriana Maria Antoci, director coordonator al Casei Județene de Pensii Cluj, a declarat că cele mai întâlnite motive pentru care pensionarii se judecă cu instituția pe care o conduce sunt legate de suma pe care aceștia o primesc, dar și nevalorificarea grupelor de muncă.